A venit Moș Crăciun! Oare a venit Moșul? Mi-a adus și mie ceva! Hai să vedem! Oare care dintre noi credeți că a primit cele mai multe cadouri? Cine a fost cel mai cu minte? Eu măcar să fi primit unul și sunt foarte bucuros! Hai să vedem repede, repede! Deja am văzut aici un cadou. Ce se întâmplă aici? Ce ai? Ce ai găsit acolo? Wow! Mamă, ce e pentru mine? Bă, nu știu ce asta. E cremă de mâini. Ca e să cremă avem de mâinile sau e tempera. Din aceea așa am crezut și eu că e tempera. De lutati, aveți toate mâinile fine. Salut nucilor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video. Vrem să vă urăm Crăciun fericit și să ne spuneți și voi în comentarii dacă a venit Moș Crăciun și la voi și ce v-a adus. Ce-i aici? Ce-i acolo? Nu știu ce-i, dar este un bilețel cu scrisoare. Dar ce scrie acolo? Crăciun fericit! Wow! Asta e o cutiuță în care Carolina o să-și pună lucrușoare, drăguțe, pentru că este în formă de brăduț. Vezi? Aici o să spui tu și asta ți-ați plac cutiile mult. Tati, asta cred că e pentru noi doi. E pentru mine? Că vreau și un cadou să am. E ceva bun. Ia deschide. Ce-i acolo? Bunătăți! Oh, covrigărie! Brăduți. Vrei să mănânci covricul? Vrea să mănânce. Da, mami desface bine. Vino la mami în brațe și mami desface, da? Pune-te aici. Mănânci una, da? Mami este recunoscută ca fiind persoana care deschide cel mai repede de pe planetă. Cărupe. Da, un brăduț. Mai, și ce este aici? O lumânare dintre astea din care tot timpul mi-am dorit, dar n-am avut? Unde? Mulțumesc, moșule! Da, vrei să o desfac? O, ce fain miroase! Cred că e timpul să vin și eu, că filmez aici, dar parcă aș vrea să văd și eu ce-i pe acolo. Știi ce fain miroase? Vreau să văd și eu ce miroase. Vin și eu acum, imediat, să pun pe tripod. A, uite așa mi-ar plăcea să miroase la noi în casă. Black Silk. Imediat e foarte faină. Salutare! Ia uitați ce cadou frumos aici avem. Oare pentru cine este? Carolina, vrei tu să-l deschizi? Mami deschide, uite, trage de aici. Asta e pentru mine, că mie îmi plac cărțile și cu cărți garantat e pentru mine. Dar tu de unde știi că e carte? Să deschidă mami? Sau deschide Carolina? Hai că deschidem amândouă aici. Haide să deschidem toți trei. Trage tare. E pentru tati că e carte, eu le-am cu cărți. Stai să vezi. Hai să vedem. Ia uite, mă. L-am pus în coș, cum ar veni? Stai că sunt profund impresionată. Păi, așa am învățat-o. Noi. Deci noi, toți anii când deschideam, le aruncam de aiurea, dar... Nu puiu, eu puneam într-o pungă în buzunar. Serios? Da, eu am învățat-o. Ia! Bine, Carolina, știți cu toții că este cea mai ordonată. A, nu-i pentru mine! Așa, bineînțeles că mami o să ia înapoi toate fundițele și o să le recicleze. Deja te iubesc, ăsta e un cadou pe care mi l-ai dat de Crăciun. Wow! Ia uitați ce avem aici, o carte din colecția care place Carolinei foarte, foarte mult. Este cu sunete și se numește Sleeping Beauty. Mamă, ce fain e, și apeși aici pe butoane. La faza este că are aici baterie cu difuzor și trebuie să dăm la o parte. Gata, ia uite acum cum a rezolvat-o. Și cu nenea, și cu tanti, este superbă. Deci Carolinei îi plac foarte mult cărțile din... seria asta, știu că sunt unele mămici care v-ați întrebat ce cărți îi plac Carolinei astea. Eu zic să vezi ce se află și aici. Asta e roza sa și eu cred că este pentru tine. Ia deschide tu. Încă o carte din aceeași colecție. Spărgătorul de nuci, Carolina mai are și Carnavalul animalelor și Tchaikovsky. Dar vreau să vă zic ceva înainte. Noi... cadouri, nu i-am luat foarte multe Carolinei, o carte, două ce am luat și noi, restul a fost primite de la rude, de la prieteni, de la ceva, de la naș, de să știți cadourile astea nu sunt luate de noi. De la toți, ce am luat Moș Crăciun, mamei și tati, sunt cărțile astea. Care am crezut că e... Așa, în rest le mulțumim tuturor prietenilor și familiei pentru toate cadourile frumoase. Ia uite-te, Carolina, ai mai primit aici o carte care e cu sunete. 4 sezoane. Da, cele 4 anotimpuri. Noi o dăm pe cărți, până alta, nu mai atâta jucării, că... ei nu se joacă cu ele și nu mai trebuie să le pun. Da, uite, tati, o să pun aici baterie sau uite, dăm aici o drumie. Fără baterie, merge așa, dacă dai. Ia să vedem. Și Carolina o să apese.
Mă, deci e genială, nu mă așteptam. Este cu patru antipuri de Vivaldi și chiar îți cântă melodia, adică mult. Da, nu puteam să punem muzica, probabil. Asta e spărgătorul de denuci. Da, cărțile astea îi plăceau Carolinei foarte mult când era mai mică și erau cu tot felul de sunete de animale. Carolina, uite, eu îți dau ție aici. Ia uite, asta e ceva jucărie. Hai. Asta pentru tine. Vai, de ia mine. Ia uite, te vin în brațe la mami să vezi aici. Ai papuci. Le-am mai zis la lume să nu mai fim atat cu jucăriile. Vin aici la mami în brațe. O hăinuță, o cărticică. Hai la mami în brațe și ai papuci noi, haide. Ia să vedem aici. Ce a dus Moș Crăciun la Carolina. Vai. Da. Vai, Carolina, ia uite. Wow, uite, Carolina, ai papuci cu omuleți. Dar cine s-a ascuns aici printre cadouri, măi, Nina, măi. Vrei, uite-te, Carolina, uite-te ce papuci frumos ai primit tu. Îmblăniți, vezi? Eu sunt super curioasă să văd și ce cadouri au primit nucile de cocos. O să vă citesc toate comentariile și să vedem aici cât de darnic a fost moșul. Eu m-am pus la filmat pentru că am văzut că încă nu vine ceva pentru mine și am zis mai bine să stau deoparte. Pentru tine, Felix. Trufe? Da, da. O hazelnut. O hazelnute. Și Carolina, ia uite-te ce căciulă faină. Pulă cu moți pentru Carolina și aici ce-i? Mamă. Barbie. Ai mărimea mea? Vrei tu asta cu Barbie? Nu, dar e foarte faină. Uite-te, pentru... Carolina. Training. Super cu Barbie. Fine. Și cu ham. Și are și pantaloni. Măi, moșule, mamă, măi. Moșule, ce culoare mai... sunt? Unde-i moșul? Ia uite-te ce cute și asta! Mamă, super fain! Un fel de pijamăluță sau chiar training, nu știu exact. Cred că training sau nu știu. Nu știu. Foarte, foarte frumos. Dacă e de purtat prin casă sau afară, atât e de fain. Și Carla, ai primit aici dresuri? Cum iau, măi, moșule, măi, super frumos. Am să le pun aici ca să păstrăm oarecare ordine. Și o să le probăm toate, vă dați seama. Da, uite, astea le punem aici ca să avem ordine și să vedem ce se află și în următorul cadou. Bine, Carolina? Uite-te, deschide tu asta mica, așa, cu fluturași. Da? Ia, vezi, ce este înăuntru? Ce asta acolo? Pentru tine. Wow! Ce acolo? Avem aici o bluziță. Așa, ca o lebădă. Vezi? Ce frumoasă e! Îți place? E cu mov! Moșa știu ce se aducă, Carolina, îi plac foarte mult. Îi plac biscuiții și când îi place ceva, face așa, înseamnă că e bun. Noi așa știm cu o mâncare bună când mergem și mâncăm un covrig ceva în oraș. Carolina, ia uite-te! Globuri! Să le pus în brad! Băi, deci mulțumesc moșului că ne-a adus niște globuri și chiar vorbeam cu Felix. Noi de ce nu am avut globuri roz până acum? În ce lume trăim? Adică, ia uite și voi. Asta ne lipsea din viața noastră. Puteam să facem bradul Barbie. Puteam să facem bradul Barbie, da. Eu zic să le punem astăzi. Dar ce e acolo, puiu? A găsit acolo niște dulciuri. Alea pentru tati. Tatiuta! Mulțumesc! Pentru tati, așa. Mulțumesc, bravo, așa, da. Iubita. Da, ta nu, pentru tine, e tot tati. Bravo. Ia, vezi ce mai este aici? Uite-te, apleacă-te tu și vezi ce acolo. A găsit acolo? Asta vrei să ți-o dea mami? Ce ți-a dus aici, moșu? Care? Asta roșie? Ia să vedem. Vai, ce e acolo? Ce e? Ceva de catifea. Ia să vedem. Un training cu hanorac șmecher. Asta cred că e pentru mine. Pe roșu? Da! Moșu crede că eu port mărimea S. Ar trebui să fac să report mărimea S, așa purteam înainte. SXS purteam înainte, acum port M. Da, măi. Da, va trebui să revenim, probabil. Ce frumos, chiar îmi place foarte mult. Carolina, vrei să pui globurile în brăduț? Bine, uite, o să le punem, dar mai întâi vrem să vedem ce a mai adus moșul, da? După ce despachetăm toate cadourile. Tu mai! Ia uite! Mamă, ia pune în picioare, Carolina, papuții. Asta tu crezi, tati, că sunt pentru Carolina? Nu, că mai crește. Îți mărimea mare, mă, Felix! Ia uite-te, arată-i la nucile de cocos. Arată-i la nucile de cocos. Uite că pleacă. Unde pleci, pui? Măi, ești chiar foarte frumoși. Și aici, Felix, pentru noi doi, să ne răsfățăm cu ciocolată caldă. Te rog frumos, Cristina, bagă la ciocolăți calde acolo. Fiecare cu cana lui. Mamă, și în ciocolată caldă punem un toffifee. Ca să crească caloriile. Da, mă, dar toată lumea știe că de sărbători și sâmbăta și joia nu te îngrași. Da, atunci dacă nu te îngrași, poftim, Felix, pentru tine de la moș. Câte dulciuri ți-aduce ție moșul, mă. Uite, Carula ne-a ajut aici. Așa se despachetează cadourile. Așa. Carolina, vrei să mai vezi aici ce mai primit?
Haide să vedem că se pare că chiar avem lucruri faine. Moșul a fost darnic. Asta pentru tine, pentru mami? Ia vezi, așa, da. Îți mulțumesc, iubita. Hai să ajut-o pe mami să desfacă, că mami nu poate fără tine. Tu vrei? A, să desfă tu. Ia să vedem pentru cine este aici. Dar ții acolo? Trusă de machiaj. Cum se cheamă asta, Carolina? Ia spune, cum se cheamă? Blush! Două? Cred că una pentru mine și una pentru Carolina. Două? Deci este trusa asta care mie îmi place foarte mult. Și moșul știe că eu mai aveam una într-asta și una era mami. Una mami. Una mami și una Carolina? Nu, două mami. Două mami. Și uite și tu că-și alege. Care îți place mai mult? Asta mami? Și aia tu? Da, eu cealaltă lui tati. Stai mă că e chestii de fete aici, e dificil să alegi. Băi, tati, măi! Le pun deoparte. Felix, Carolina, astea nu sunt așa de scumpe, sunt mai ieftine și se rup repede, așa că trebuie să avem grijă. Îmi place că sunt mai ieftine. Da, moșul știe. Și hai să vedem aici, Carolina, ajută te rog frumos pe mami să mai desfacem și asta. Hai, desfă-o tu, că nu poate mami. Uite, ata, mă rog. Stai să-ți mai iau un biscuite. Ata. Unu, puiul. Haide, îmbrațiați unul. Stai la mami în brațe și mami îți dă aici brăduț dintre ăsta să mănânci. Stăm amândouă aici așa frumos, da? Mamita! E bine așa? Eu mamita! Mami aici? Și tu acolo? Hai să vedem ce am mai primit noi aici. Ale pentru mine? Da, roz! Ah. Ia uite, cred că e pentru amândoi, Felix. Dar ce e acolo? Este un... ăsta e ceva mai... Ia uite, știu că l-a luat Carolina. Mulțumesc, sunt tati. Mulțumesc. Deci se pare că e pentru tati. E parfum? Este și al de lui tati. Este gel de duș. Gel de duș în cutia așa scump? Da. Mamă, acolo cred că spală Kardashian. Și aia deci... cum o cheamă? Aloe Vera, aia, aloe Vera, cum o cheamă pe aloe Vera? Aia mică. Kim Kardashian? Ariana Grande. Ariana Grande. Și ce treabă are Ariana Grande cu aloe Vera? Aia nu am văzut că o cheamă. Doamne. Mami, avem o lămâie în brad. Da, Carolina a pus. Dai? Dai și mie? Mulțumesc. Măi, smecherică, măi! Măi, smecherică, măi, dar ce bun jur, mamă! Carolina, ce să mai deschidem aici, tati? Toate din cutii, prima, din pungi? Din pungi, mă. Hai să mai vedem. Dar ce-i acolo? Ia uite-te, Carolina! Mama, cred că e pentru tati. Ia du-te repede să vezi și acolo. Pentru tati. Pentru tati. Că lui tati place mult roz. Aia lui mami, nu i-o da lui tati, te rog. Mamă, deci ce fain! Mamă, moșule, avem aici o pijama dintre asta. Nu cred că am avut vreodată pijama așa de șmensi. Să vezi ce fain e. Șmensi. Foarte... Opa! Te băgat acolo foarte bine, pui. Deci este o pijama foarte, foarte fancy, este superbă. Pijama și mulțumesc moșului. Tati, eu cred că asta e pentru tine, tati. Ia, deschide-l tu și arată-mi tu mie. Mama, ce e aia? Stai, nu mă da deocată, s-o vadă de la mami. Ok, s-o vadă de la mami. Stai acolo, ca să vadă nucile de copii. Eu dă-l tati. Mamă, Felix, aici am un tricou șmecher. Uite ce face, pune... Nu acolo vede nucile de copii, aici, vin la tati. Aici. La cameră, Carolina, la camera de filmat, da? Unde e camera de filmat? Aici e camera de filmat. Ia se uită la altceva. La lumină. Deci, tati, tu ai primit aici un tricou foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, așa da. Este superb și materialul e foarte fain. Atâta contează. Dă-i da, lui tati, dă-i lui tati. Mulțumesc foarte, mulțumesc pentru tricou. Așa, tu stai acolo. Tot, auzi, că de viață când zici ceva pentru mine, vine să mi-l aducă. Da, dar ce mai avem noi aici? Mamă, ceva bunătăți, tati, cred că pentru noi asta. Sau poate și pentru Carolina. Ia uite-te. Bunătăți să fie. Bunătăți. Vrei să deschizi tu acolo? Da, hai mai în față ca să vadă lumea, în față la tati. Uite aici, uite aici. Ia să vedem, poți să-l deschizi? Așa și trage, uite, trage de aici. Tragem așa și-l deschidem. Dar ce-i acolo? Ești curios, tati? Da, nu știu nicio ce-i acolo. Opa, ceva acolo. E ceva acolo. Dar ce-i acolo, puiu? Ce-ai tu acolo?
Dar cine e acolo, Carolina? Ce ți-a adus ție Moș Crăciun aici? Ce e acolo, puiul? Piggy! Ia deschid, mami, cu tea, să vedem ce e acolo. Hai să deschidem, mami, ca să putem să luăm dinăuntru, să scoatem, da? Da. Mami se arăt și la cameră, da? Da. Și desigur că este familia Peppa Pig. Piggy! Uite-te, ia pe Piggy mic! Avem Piggy mic, încă un Piggy mic, ăsta-i fetița și băiețelul. Piggy tăticu. Da. Cred că-i cu tăticu, da. Piggy tăticu și Piggy mămica. Ia uite-i. Tataie. Uite, rupe mami, tati. Familia Peppa Pig, fraților, e treabă serioasă. Ia uite-te, toți copiilor aproape le place de Peppa Pig. Carole, îi plac foarte mult plușurile astea mai micuțe, așa. Uite-te, vrei să stea în funduleț? Ia uite cum i-a pus aici. Aha, ia uite ce frumos stau. Da, așa, da, lasă-și pe ei să vadă acolo ce mai... Noi am făcut o pauză deoarece Carolina m-a pus să-i tai toate etichetele de la Piggy și acum mi-a pus așa frumos aici sub brad. Să fie toată familia de Piggy sub brad, e frumos, așa, da? Așa, lasă-i acolo, da. Și acum îi scoatem, ți-i arăsi, punem, ți-i avem treabă, suntem ocupată. Eu zic să mai deschidem și să vedem ce avem și punguța asta minunată. Avem o rochiță pentru Carolina, o fustiță. Carolina, ia uite de ce frumoasă. Specială pentru Crăciun. O să facem niște poze minunate în asta și niște cordeluțe superbe. Chiar n-aveam mic așa festiv pentru Carolina de pus pe cap și mă bucur mult. Mai multe accesorii dintre astea superbe de pus în păr. Wow! Și Carolina, ai aici de desenat. Uite-te, cu fata care cântă, așa-i spune ea la Elsa. Fata care cântă? Da, fata care cântă, că îi place melodia aia, știi? Lui tati îi place melodia. Și avem aici ștampiluțe cum îi plac ei, dar sunt cu alte modele față de care le are ea. Vezi cum îți plac ție? Ștampile dintre alea. Și hăinuțe, dar ce se întâmplă aici? Wow! Ce fain e plumerul ăsta! Mamă! Star în devenire! Mersi, asta apreciez! Bă, Carolina! Și aici ție asta, să facem origami? Genial, nici n-am văzut chestii de genul ăsta, îmi place. Eu când eram la facultate și n-aveam net, n-aveam nimic practic cu ce să-mi consum eu timpul liber, eram și singură. Vrei să desfac? Făceam o grămadă de origami, dar chestii complicate, nu știu, îmi plăceau deci, foarte mult. Eu eram la Timișoara, Cristina la ea și ce să facă toată ziua? Steam singurică. Îți dau parfeca? Nu. Îți dau parfeca? Nu. Câte parfeca? Să dai o foaie, ca să pună aici. Acum aduce tati. Uite, acolo este caietelul ei cu Mickey. Mă duc să ți-l aduc, da? Nu distruge cutii. I-am adus aici caietelul ei cu Mickey. Mami, dacă ne descurci, eu țin la cutii. Da, tati ține la cutii, dar asta e tati, n-ai copii. Nu, puiu, că așa cum am învățat multe lucruri, putem să învățăm și asta. Hai de mine. Tati supără de fiecare dată când se rupe o foaie, o cutie. Mă doare. Nu mai lăsa. Încă mai poate fi salvată situația. Și aici avem și niște ciorăpei. Ce tare, pentru că chiar ne trebuie dintre ăștia și sunt foarte, foarte fain. Sunt cu inimioare, mă. Tati chiar își dorea o perchete dintre ăștia pentru Carolina. Da, chiar nu voiam să iau. Că nu avem dintre ăștia mai fancy, știți? Eu voiam negri cu steluțe, cu inimioare. Am văzut tati la o fetiță și a vrut și el să aibă pentru Carolina. Super tare. Uite, are doi și cu Miau și cu dintre ăștia. Super. Vrei să te ajută, mami? Lasă-o pace, că asta e plăcerea ei. Dar ce ăla pare greu? Oh, așa, ăsta pare greu și este foarte frumos. Velit. Asta e, să vedem că aici cred că avem nevoie de o foarfecă. Uite, deschizi așa căpăcelul și pui aici pe caietel, da? Frate, ai vreo foarfecă? Totdeauna ai. Trece anul până deschid eu. E super bine ambalat aici. Măi, moșule! Am primit aici fix ce-mi place mie, o lejerie de pat, Felix, ia uite-te. Cu elastic? Cu elastic, cred că e cu elastic. Ia uitați ce faină, abia aștept să o spăl și să o pun. Deci eu sunt fană lejerii de pat. E superbe și cred că și materialul e interesant. Și alb, așa, o dăm și noi pe alb, e super tare. Ia uitați, abia aștept să o punem. O să vedeți voi cum dă. Avem aici încă un cadou și după aceea încă două și ne apropiem de final. Carolinei îi place foarte mult acest cadou. Calendar.
Pokémon, Pokémon. Pokémon. Asta e Pokémon. Ce repede l. E Pokémon Advance. Cristina, ai grijă. Cristina, ai grijă cum ții mâinile. Ia-ți mănuși. Stai, mă, nu mai deschide pentru tine. Da. Ia filmează-mă tu că îl deschid eu. Hai. Bine. Pokémon. Deci. Te aduc o pensetă? Și în stare bună. Ia arătați-l, mă, oameni buni, cum deschide acolo. Trage-mă, rupe! Fii sălbatic! Fii sălbatic, nu așa îmi spuneai tu mie? Da, dar asta după aceea se pune în țiplă. Moșule, i-ai adus și țiplă. Are tati, că de când mi-ai făcut farse, are tati. Acesta este calendarul de Pokémon Advent. Aici avem calendarul de Pokémon Advent. Practic, asta se deschide. Eu nu o deschid. Asta se deschide și în fiecare zi din 1 până în 25, practic, deschizi o chestie și spică, deschizi așa o fereastră și spică un Pokémon, un cartonaș, ceva legat de Pokémon. Acesta, mulțumesc foarte mult, moșule. Am fost cu minte, moșule, ești de nota 10. Îl îmbrăcăm în folie frumos. Ce punem? Și îl punem așa în vitrină să ne uităm la el. Nu se deschide, se uită la el și stare bună. Ia uite, mamă. Uite-mă că nici măcar nu-i îndoit. Cristina, nu te gândi la farsele din astea. Ăsta nu se deschide, gândesc, da? Nu mă gândesc. Nu mă mai ating. Este modelul ăsta de anul ăsta, mamă. Se înțeleg că a primit și Felix un cadou aici special pentru el. Uite și tu și stare bună și ești calendar advent. Am revenit eu pe cadru pentru că eu presimt că mai am un cadou pentru mine. Uite aici. Uite ăsta, deci eu presimt că pentru mine. Uite, scrie numele meu aici, vezi? Mhm. Ce? Am primit Pokémon! Ești bucuros? Normal! Poate mai e un Pokémon mic pentru mine acolo! Aici am un Pokémon! Da, mă, da! Un Pokémon J-Lo! Așa scrie! Da! Mă, ăsta este parfumul ăla pe care mi l-am dorit eu de mult timp. Este un parfum ieftin, nu-i scump. Poate nu place tuturor, dar eu l-am mai avut acum mai mulți ani și atâta de mult mi-a plăcut! Ia uite-te ce fain e! Abia așa să-l deschid! Nu mai bine primești un Pokémon? Mai bine primești un parfumel. Mamă, ce fain e-i. Dacă îți face parfum cu Pokémon, Cristina, să-l iei. Bun, Cristina, mai avem acolo un cadou, două, mai vede da, ceva? Da, mai avem aici două cadouri. Carolina, vrei să deschizi cadourile astea? Ne las-o pe ea, deschide-le tu, mami, că ea e acolo. Hai, ocupată. Hai deschid eu. Ia uite-te, Carolina deja a început să deschidă. Hai să tragem așa tare, să deschidem, să vedem ce e înăuntru. Trage tu, că e cadouul tău. Te ajută, mami? Tu, sigur, da, tu. Ce e acolo, măi? Dar eu zic să dăm astea puțin la o parte, ca să nu-i colorăm. Dar ce e acolo? Ce poate să fie acolo? Carolina, ce e acolo? Rupe. E pentru tine? Dar ce e acolo? E ceva pentru tati sau pentru cine-i? Pentru cine e aici? Nina. Pentru Nina? Wow! Este o bicicletă, Carolina! Deci fetiță mare, ai primit de la moș o bicicletă! Cu patru roți? Cu roți ajutătoare! O deschidem? Nu acum, că tati, după ce facem curat pe aici, o montează și te plimbi tu așa. Trebuie ansamblată și durează. Da, o face tati, numai după ce adunăm pe aici, că mai sunt ambalaje, da? Ok. Hai, deschidem și ultimul cadou, mulțumim foarte mult. Mai este aici încă unul. Și după aceea te ansamblează tati, da? O punem aici, mai deschidem încă următorul și după aia tati o să o monteze. Care ai vrea să fie de aici? Din ce culoare? Albastru? Roșu? Roz? Galben sau roșu? Eu zic că roz de fetiță. Hmm? Ce culoare vrei să fie? Roz, ioi. Da, roz. Ioi? Să fie ioi? Bine. Ioi sau albastru? Ioi sau abu? Una din ele două. Îi plac toate culorile. Are și chestii albastre. Da. Îi place și maro, îi place și negru. Ce avem acolo? Mai este un cadou, Carolina. Ăla cred că e pentru tati, garantat. Ăla-i pentru tati. Ia să deschidem. Cred că e o cutie plină cu Pokémon acolo pentru tati, că a fost cu minte tot anul. Chiar ai fost foarte cu minte, Carla. Hai să deschidem. Hai să rupi. Hai să vedem ce e înăuntru. E pentru tati, de acum știu că e plin de Pokémon. Că ăsta e ultimul cadou, deci le mulțumim moșilor pentru că au fost mai mulți moși. Te-a adunat aici cu toții. Hai, rupe tu, pui.
Trage tare. Ia să vedem. Trage tare, trage tare. Ia, zi pentru tati? Da, tati, este pentru tine. Este culoarea roz în primul rând. Nu-i Pokémon. Nu e Pokémon. Dar ce e aici? Este cumva o măsuță de machiaj pentru Carolina? Bine, nu neapărat de machiaj, o măsuță de pieptănat. De frumusețare. Cu oglindă și scăunel? Să aibă și Carolina aici? Este superbă! Ia spune tu la mami. Acolo vrei să stea măsuța ta de machiaj? Acolo punem, da? Acolo pune tati. Deci, bă, este ca în House Flipper. Să desfacem? Da, Carolina, ce vrei? Măsuța de machiaj să desfacă tate acum? Da? Vrei să... măsuța de machiaj sau bicicleta? Trebuie să gândească. Eta! Bicicleta! Ce-o desface tate și ce-o repară? Da, haideți să facem aici ordine și după aceea să desfacă tati, da? Uite, eu duce la tati, ia uite-te. Păi, bă, deci e grea asta, e foarte grea și e foarte puternică, Carolina. Hai, bă, desface tati, bine? Facem curat aici și după aia o să monteze tati, da? Acum, adică aici e grea. Acum! Carolina, desfă cutia să vedem dacă bicicleta e acolo. Și spune-i lui mami și tati, ce culoare e? Ce culoare pui? Ia să vedem! Este roz, Carolina! Pe acolo stai cu fundulețul? Mamă, dar ce fain este! Da? Vrei să o monteze tati? Să te dai cu ea? O, aia e o roată! Mamă, ce forțoasă e! Stai că se pune pe montat! Ea montează singură, gata! Ia uite-o, ia uite-o! Doamne, pui! Forțoasa pământului! Cutia nu-i mai trebuie, uite, o împinge. Dă-i un șut la cutie. Bun, vrei să o monteze tati, pui? Nu. O montezi tu? Tati. Bun, hai să dai un pupilul tati dacă vrei să monteze. Hai să pupe tati. Pupă tati și montează tati. Hai, dă-i un pupilul tati. Mamă, dar ce pup dulce mi-a dat. Hai că montează tati acum. Vine tati, vine tati. Acum repară tati. Deci prima oară ne trebuie roata mare. E puțin cam înaltă, ce-o face tati. Acum, stai pe dă-te jos. Ia uite-te ce frumos a dat-te jos. Deci are aici roți ajutătoare. Da, ia. Este roz, e superbă. Uite cum se pune singură. Hai, prima singură. Ta bicicletă, doamne, am avut prima mea bicicletă la 10 ani. Ia uite-te, prima dată, Carolina. Uite, tati, îți dai aici scaunul mai jos. Hai, acum, pune-te. Și ia vezi acum. Oricum, la primăvară, cred că o să-ți fie perfectă. Ia, dă-i din picioare. Uite că merge. Uite. Merge, așa merge. Ia, ce să faci? Du-te, Carolina. Nu merge, dar va trebui să înveți să mergi pe bicicletă. Toată lumea știe să meargă pe bicicletă. Nu, voi ai albastru? Albastră. Oameni buni, ia boia albastră. Mi-am crezut că tu ești cu rozul, iubita. E obișnuită, e obișnuită cu din alea care o împinge mami și tati, o să învețe. Cu asta obișnuiește să dea din pedale, da? Ți-o montează tati și pe aia. Și roța ajutătoare ca să nu mă împingem noi cu un băț de la spate. Oricum, la primăvară, cu siguranță o să se dea cu ea. Ea merge foarte bine, e foarte e bună. E superbă. Și acum, uite unde s-a cocoțat, s-a cocoțat aici pe măsuța de machiaj. Tati, eu zic să-i montezi și măsuța de machiaj. Montă, ce să facem? Montează-o, tati. Așa, acum tati montează măsuța ei de machiaj. Ce culoare crezi că e măsuța de machiaj? Ce culoare e măsuța? E verde? Este. E mică? Da. Sau e roz? Ioi. Bun, mai trebuie aici puțin. Mai trebuie puțin, de două ori. Hai dă-i. Și mai. Ia uitați ce voi, ce face.
Așa, dă-i. Mă întoarce șurubul, bravo. Și jos, și aici. Învârte, pui, învârte. Hai. Păi nu, și ea trebuie să participe la montarea măsuței ei. Așa, așa, așa. Și mai verifică dacă e strâns bine. Ia, verifică. Pare cam bine. Uite, și mi-a luat șurubelița din mână și face ea. Ești pregătită să-ți vezi măsuța de machiaj? Stă cu ochii închiși să-ți că surpriză. Ești pregătită? Da? 3, 2, 1, poți să deschizi ochii. Uite-o. Pune-o jos. Uite ce frumoasă e măsuța de machiaj. Nu vreau să deschidă ochii. Măi, mi-a împrumut și mie, da? Încerc să mă dau bine pe lângă ea, poate mă primește și pe mine acolo să mă dau și eu cu blush. Ești gata să vezi? S-a emoționat. Ești gata? Da, Carolina, tu știi că are și oglindă în care poți să te vezi în ea? Bine, atunci dacă nu vrei, o ducem la magazin, o dăm. Tati o ia acum. Nu, tati, nu e, că pentru fete. Să se pună tati pe scaun sau te pui tu pe scaun? Frumoase. Ia cu tati, am montat-o pe jumate și după aia a trebuit să pape și să ducă la nani. Și n-am mai văzut cum tati a montat-o el aici. Eu zic că arată foarte bine. Tati le-a arătat-o la nucile de cocos înainte să se facă pe ceravagii? Nu, dați să vedeți. Nu v-am făcut ture, e foarte, foarte fain. Avem aici ruj, avem machiaj, avem aici sertar, dacă vedeți, cu de toate. Avem mai... un scaunel foarte, foarte drăguț. Și scaunelul ăsta, așa e de cute. Carolina, o să stea aici și o să se uită în oglindă. Wow! Și avem și trusă și parfum. Ia lui tati măsuța sau a ta? Nu știu de ce s-a emoționat așa tare. La, că n-are nicio treabă cu camera, ia-i cu măsuța asta, că e nouă. Tati, nu știu cum facem, dar vreau și eu așa ceva. Nu avem loc în casă, dar vreau și eu ce, așa există ceva. Și pentru femei? Păi da, cum să nu? În primul rând pentru femei există. Am crezut că e vrăjeală pentru copii. Cum să iei pentru femei din asta? Da, mă, există. Păi da, dar stai, faci la baie, ce? Te machiezi la baie, ce? Picioare acolo, de pe toaletă, păi acolo. Și tu trebuie să stai așa pe scaun, să te uiți în oglindă și să ai așa un sertar numai cu machiaje? Mami. Păi nu. Nu, mami. Pentru mami? Da. Mi-o dai mie? Mami. Mi-o dai mie, iubita? Să mă machiez eu aici? Da. Ai văzut? Mm-hmm. Mulțumesc, Carolina. Mulțumesc, moșule. Eu aici stau. Gata, nu mai trebuie să luăm pentru tine. Nu mai luăm pentru mine. Ăsta e parfum. O dai pe mami cu parfum? Ia să vedem cum funcționează parfumul. O, la închieturi. Bravo! E pe la închieturi. Are în sânge. Deci măcar nu știe că nu ne-a văzut pe noi să ne parfumăm. Pentru că noi nu ne-am parfumat. Dar am fost și am dat la închieturi. Când am fost la Sephora, în mall. Și asta, ăsta e ruj. Uite-te, Carolina, ruj. Gata, dacă deja ne simțim bine, deschidem sertarele. Mucilor... O dai cu, pe mami cu ruj? Cum arăt? Și mă dai și... Unde mă mai dai cu ruj? În palme. Toată lumea știe că trebuie să dai și în palme. Da. Așa se testează la Sephora. Știi ea ce știe. Nucilor de cocos, sincer, ne-a plăcut foarte mult acest video. Ne-am simțit foarte bine. Vrem să ne spuneți și voi ce v-a adus moșul. Iar noi ne vedem în episodul următor. Până atunci să știți că suntem ocupate aici. Uite, ne dăm... Aici testăm produsele, să vedem dacă sunt bune. Vezi ce știe Carla? Prima dată se testează și după aia te decizi. Am bravo! Pe fele, papa, Carolina! Papa, nucilor de cocos! O mai dai pe mami încă o dată cu ruj, dar pe buze. Rujul se drâmă pe buze. Ruj și ojul pe buze, merge treaba. Și pe gât? Așa?